Bună ziua! E cu altă șubă, oameni buni! Ia că tu e cu altă șubă! Vă place? Poftim! Iată-i cu altă șubă, iar de nou Olga Casian. Nu, e cu aceeași. Sau e cu alta. Uitați cum ești mândră. Tantul și... Unde e lipădătura așa care vrei să-i pui în un patron? Sedlețchi, unde-i? Tu ca procuror, de ce nu te-ai autosesizat la Sedlețchi, a? Da? Dar ce? A, numai decât? Asta de ce spune? Numai decât e să autosesizeze. Dar față de tine el îți propune. Cumpărați patroane și împușcatul. Schidăniți-vă lipădăturilor și sunteți javrilor. S-au dus astăzi pascari din Procuratura Generală. Să vă duceți toți pe rând. Dar tu crezi că în primul rând ai să te duci. Tu tare bună crâșul puternic mă iai. Hai, mă grăiește, spune ceva. Vedeți ce faci toată ziua pe drumuri. 30.000 de lei să duci oamenii la penitenciar și nu-l iei pișor, și nu rămâi vedetă, să-l iei pișor, pe plăcătniuc. A? Da? Dai din cap. Când? Când? Iată, uitați așa procurori noi avem. A lui Avornic. Astea-s procurorii lui Avornic. Care universitate? Care universitate e terminat-o? A lui Avornic? Hmm? Casian. Ia că asta-i omul și-a mălizat dosarul meu și-a lui Mătăsaru. Oameni buni, vă îndemn, veniți mâine la Cahul, la ora 8 dimineață, la procuratura de la Cahul. Ia uite-ți, ia uite-ți. Dar ce i-a interesat de pe dânsa? Ne primește bani pentru asta. Trebuie să te iei de dânsa, păstrați distanța, domnul Ieșanu. A s-o revnuiască bărbață. L-a semnat cineva? Ia uitați-vă. Oameni buni, vă îndemn, mâine la Cahul, la ora 8, care vezi dosarii penale, fabricate. Aceasta este nepoata fostului rector al Universității Medicină, Ababi Ion. Iată, ați înțeles? Ababi Ion, Ababi Vic. Da, iau și ține de ușă. Parcărșind de ie. Nu ce faci. Parcărșind de ie. Ia uite, fuge. Vedeți unde fuge. Ba în toaletă fuge, ba într-o parte fuge. Da. E, de, e încă... Dar cum dai indicații? Dar cum dai indicații tu? Cum dai indicații? Nu este interzis, nu este biroul vostru, este biroul a nostru, a poporului, a poporului, nu e lușintul, nu e luna naștă, da, nu e lușintul, nu e luna naștă, lipădătură, ți-a fabricat dosarele la lume din lung și în lat. Doamna Casian, ce nu recunoaște? Am văzut video, că nici nu eram la mașină, dar tot mergi pe acuzare. Sau ați vrut bani de la mine, împreună cu Iana Dărănuță. Eu înțeleg că aveți Nissan Leaf electric mașină. Ați înțeles ce are? Ia spune și mașină are. Nissan Leaf mașină electrică, și care o adus-o din America și am mai spate piață ca să o vând. Să vedem cât o devamată în America care o adus-o. Soțul i-a adus mașină de scotare. Mai tot este procuror la Rășcană. Nu vrei Bilețchi să duc să-și ară Voncec de dânsii? Poate ei au dus la Bilețchi mașină. Da. Nu vrei Bilețchi Voncec? Bilețchi, ia nu duci o întreabă Căsean. Nu vrei Voncec de Căsean? De la Dodon, Bilețchi. Altă șubă, corect, altă șubă. Că așa e îmblă pe drumuri, eu pe drumuri și ne întâlnim. Bilețchi, ia nu duci o întreabă Căsean. E, de ce spune? Cu Sedlețchi Iura, așa care era lângă dânsa, așa la Sedlețchi. Am să vă arăt o istorie aparte. Am la Sedlețchi să vă arăt o istorie aparte. Dar pe mâine vă îndemn toți la Cahul, veniți, care aveți dosarii penale, îndemnați pe toți. Dosarii la protest, nu la Cahul, oameni din Cahul. Noi mâine venim la protest în susținerea voastră. Ați fost fabricați de 30 de ani, instituția statului s-a bătut joc de voi. Venim să vă susținem, să vă ajutăm, să vă arătăm. Să mai vină șubile scurt, șubă lungă, să aibă grijă dumneavoastră. Aceasta este Olga Casian, care împreună cu Iana Dărănuță mi-a fabricat dosarul meu penal. Probabil au vrut bani. Acum se judecă la domnul Niculcea. Vedem și domnul Niculcea ce vrea. Judecătorul Andrei Niculcea.
Da, nu mai decât. La Buicani. Deci, încă o dată, vândem mâine la Cahul, toți care veți, cu microfinanțările, cu executorii judecătorești, cu dosarii penale fabricate. La ora 8 vă așteptăm la procuratură. Să începem a hăi, să vedem cum vin procurorii la Cahul, la lucru. Judecătorii, a să protestăm. Judecătorie Cahul, procuratură Cahul, curte de apel Cahul. Da. Curte de apel Cahul, că noi ducem până sus, că noi nu ne lene să mergem de urma ei. Minune, parfum de care vrați, de la dânsă. E a treia șobă, doamna Maria. Aici, a treia șubă, da. E a treia șubă, corect. E a treia șubă. Ce? Șubă? Plângere! Eu vă pun un video pe internet cum m-a acuzat dumneavoastră faptul că n-am promis. Cum ați vrut cum vreți bani. Uitați-vă, sunt diferite, în fiecare zi. E ca așa stalharii criminalii de procurori. Dacă nu-s vinovat, cum și mai fabricat? Talharii criminalii de procurori, oameni buni, aici sunt puișori de procurori, da, Victor Ababil. Da, da, lasă-le citească. Scrieți-i mesajul și distribuiți-o, toți, oameni buni. Scrieți-i și distribuiți-o. Lipădăturile și leprele le-au fabricat 30 de ani. Și puișorii tot au scos la iveală. Asta e puișorul lui Victor Ababil, care a învățat la Vornic, la universitatea asta de criminali. Avornic e o istorie aparte, eu vă spun. Femeie să vin de copii, a luat Vornic, să mă cheme în judecată, să spui că nu e așa. Eu o să vă dau toate vă le dau, eu deja le-am. Da. Dar pe unde îți duc în altă parte? Trebuie să-i iau contrabanda de la tură. Amuș vine una și aduce papca, și n-ați văzut atunci, aduce papca, să schimbă cu păpșile prin vicea. Uitați de chinouri de viață. Noi nu vă arătăm chinouri de viață. Deci, încă o dată. Eu cred că doamna Olga vă invităm. Așa, uite cum îmblă fără mască, tot fără mască oameni buni. Dar este o legea nu-i semnat da. Următor. Pentru dânsii nu-i mască, nu-i amendă, nu-i nică. Deci, mâine la Cahul vă așteptăm pe toți din sate. La 8, noi să fim în Cahul să vă demonstrăm cât de nedreptate v-au făcut instituțiile statului. Frumoasele de procuror, că ele nu mai știu, avea șute, da. S-a mers pe toc, s-a îmblat la sala de fitness sală. Și e citește? Niagara, Energy, da. Iar idei de dosare penale, cu omul duci și supără. Și la clubul sportiv Bercut de antrenamente a fost. S-a răzgândit. S-a răzgândit, nu mai are dosare, gata. S-a scris acolo și gata, nu mai iau dosare. Ia că cum s-a amânat la mine ședință, motiv de boală. Da, ia uite ce facem ușor. Oi, noi nu pune mână pe mine, ești părmănuș. Chem poliția. Chem poliția. Chem poliția, chem poliția, dă-mi coași, nu, e gata. Ia să vezi crâșa ta cum zboară astăzi. Ține minte, ai pus mâna pe telefonul meu, tu ai fost de COVID bolnavă. Da, chem poliția. Ia-mi poliția, că nu, de mă ieși din carășo, spui mâna pe telefon. Ați văzut oameni buni? E cierbi întrânșii, cierbi întrânșii. Nu, scrieți-le mesaje și scrieți-le mesaje de adio. O venit vreme să plece, noi să întrebăm de unde. Procurarea comportament agresiv. O pus mâna pe telefonul meu. Da, și se vede, distribuiți-o să vadă toată lumea. Și așa fiecare judecător, avocat, judecător și procuror în parte. Dar eu pus mâna și pe telefon. Da, fără... Nu fugiți când chema poliția. Procuror așa faci mai rău. Știi că tatăl e în comisie și ți nu se întâmplă nică. A se întâmplă, padruga. A se întâmplă. Nu-i din capul tău. Nu-i din capul tău. Vedeți, fugi. Cu Sedlețchi împreună, e în loc să autosesizeze? Cum Sedlețchi spune, cumpără un patron și împușcați-o, o și ședeți și vă uitați. Dar unii fugiți, poliția vine... Mai rău faci! Fugiți la fapta locului, uitați-o, oameni buni, procurori care pe noi ne trimită în închisoare, fug la fapta locului. Fac infracțiunea și fug, coții! Ei, Casian! Noi am chemat poliția, Casian! Nu mai rezistat. Iată asta, cu telefonul mobil în mână, ce e mai bună armă, oameni buni. Nu a rezistat și a sărit la bătaie.
vă vedeți, n-a rezistat, gata. Cei mai bună armă, puneți telefonul mobil în mână. Iura Sedlețchi, eu vin la tine acolo și să arăt, ție, cât întrebări ai tu, lumea deja ne-a supus cine ești tu. Ei spun, ca procuror, de ce nu te-ai autosesizat? Deci că e ca muș. Ați înțeles răspunsul? E ca muș. Dar eu părăsit locul infracțiunii. Să vedeți ce fac eu ieri. Țineți minte ce vă spun eu vouă. Lipădături. Deci mâine la Cahul, oameni buni, la ora 8. Vă așteptăm pe toți la procuratură, la Cahul. De acolo se începe fabricarea dosarilor. Veniți toți care aveți cu executorii judecătorești, cu avocații, cu microfinanțările, dosare fabricate, toți adunați-vă. Avem de dus la curtea de apel, la Cahul, judecătoria Cahul, curtea de apel, procuratura și poliția. Acolo Popov, este Popov așa polițist care îmblă cu contrabanda, cu narcoticele. Da. Casian riscă 2 ani, posibil de pedeapsă de 2 ani de închisoare. Fie fuge, da. Da. Să vedem. Asta este, eu v-am spus de start. Eu părăsit infracțiune, eu au auzit că noi chemăm poliția, ei știi că au pus mâna pe telefonul meu, ei nu poate să pui mâna. De v-am spus, telefonul mobil în direct, ucide, el împușcă mai ceva ca un pistolet. Ei nu rezistă. Deci vă așteptăm mâine dimineață la Cahul. Dragii mei, prieteni, veniți toți cu toate întrebările, le rezolvăm. Asta este. Luați și distribuiți și anunțați-vă toți unul pe altul. Din sate veniți la Cahul. Vă așteptăm pe toți.